Suntem aici și iată ne-am adunat pentru că un copil s-a născut acum ceva vreme, adică 3 ani, un copil care a fost dorit, un copil cu o mămică și un tătic, un copil la nașterea căruia ursitoarele i-au spus cam așa, că va găsi fericire doar dacă va avea mereu în jur zâmbet de copil. Și de la nașterea sa, iată, s-a străduit în permanență să aducă zâmbete cât mai, pe cât mai multe fețe de copii. A reușit? În 3 ani? Da. A reușit asta, dar nu singur, pentru că el a crescut în brațele și la sânul mamei și al tatălui. Este vorba de un copil care poartă numele de Solidarity Children. Da, merită aplauze. Tăticul nostru, care l-a ținut în brațe din prima clipă în care s-a născut, nu este altul decât Filon Daniel. Să-l aplaudăm. Și da, să vină lângă mine, voi avea nevoie de ajutorul lui. Avem și o mămică. Întotdeauna un copil are nevoie de brațele calde, de sărutul pe frunte al mamei, fără ea nu se poate. Din păcate, nu este prezentă din motive care nu țin de noi. Este vorba de doamna Mirela Cojocar. Să o aplaudăm! A fost implicată, a depus efort ca acest copilaș să crească frumos și armonios. Dar tăticul aici de față, dragii mei, este sufletul acestui copilaș Solidarity Children. Datorită lui, acest copil trăiește și la vârsta de 3 ani are foarte multe realizări. A adus atât de multe zâmbete pe fețele copiilor, încât el este atât de strălucitor. Deci e mai mare dragul să-l privești. A crescut cât alții în 10 au fi, având el 3 ani, dar a făcut cât n-au făcut alții în atâta de amar de mult timp. Dragul meu, Daniel, spune-ne mai multe despre copilașul tău, spune-ne ce înseamnă pentru tine și ce vrei să faci cu el mai departe, unde îl vezi peste ceva timp, cum îl vezi crescând, ce vise are copilașul tău sau ce vise ai tu pentru copilul tău. Bună ziua! Filon Daniel sunt. Acum 3 ani. Acum 3 ani plecam la un drum îndrumat de un prieten bun din Constanța care venise să facă acțiuni umanitare în Pecineaga, acolo unde locuiesc și eu. El m-a insuflat. Împreună cu el am descoperit această lume frumoasă a voluntariatului. Nu că n-aș fi avut un suflet bun și până atunci, dar nu descoperisem această latură. Numele lui este Andrei Chivu, nu poate să fie astăzi aici, dar el a făcut posibil lucrul ăsta la început. Am început acum 3 ani de jos, foarte de jos, din nimic, chiar din nimic. Țin minte că luam mâncarea de acasă și o duceam celor care n-aveau, sau n-aveam eu bani și mă împrumutam și le duceam. Asta înseamnă să le mulțumesc părinților pentru lucrul ăsta, pentru că ei m-au crescut în felul ăsta și le mulțumesc să le dea Dumnezeu sănătate. Imediat după aceea am zis că nu mă mulțumesc doar cu Pecineaga să facă acolo lucru și am găsit Mangalia, un oraș mare, un oraș cu oameni minunați care de 3 ani de zile sunt alături de noi și ne susțin atât cât pot, mai mult sau mai puțin la fiecare proiect al nostru și care au fost alături de noi și când ne-a fost bine și mai ales când ne-a fost rău, când ne-a încurajat. Am descoperit un om minunat acum 3 ani de zile, un om care mi-a fost mentor mult timp, de la care am învățat de la el multe lucruri. E în sală cu noi și îl cheamă Răzvan Ion. Și vă rog să-l aplaudați, că este un om cu suflet mare. De multe ori l-a ridicat atunci exact când era mai greu. Da, bineînțeles, poate dacă nu era, nu mai continua în unele momente. De aceea, iată, este foarte important să avem întotdeauna sprijinul celor din jur. Da, și cum a crescut acest copil? Acest copil s-a făcut mare anul acesta, în luna august, când mulțumindu-i lui Dumnezeu, am devenit asociație umanitară cu cadru legal. Asta e cel mai mare vis. 3 ani de zile zic eu că am căpătat experiență și am făcut practică, să spun așa, pentru mine, pentru noi. Am învățat multe lucruri.
Și pot să spun că suntem singurii care avem o experiență de 3 ani de zile și rezultate foarte bune și proiecte foarte bune și după aceea ne-am și înființat. E cea mai mare bucurie a mea, e cea mai mare împlinire. Visul meu a fost acesta. Visul meu și chiar mă gândeam acum 2 săptămâni să renunț, pentru că nu mai am motivația, am făcut. Faci să devină orfan? Nu, vorbești nu, 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 că după aceea mi-a venit în gând alt vis. Spune-ne! Vreau să o văd 10 ani, deci să o văd și peste 10 ani Asociația Umanitară Solidarity Children. Cu mine s-a părut. Așteptăm! Și te încurajăm! Aplauze! Și după aceea, Alvis. Mi-ai spus că noi am dăruit zâmbete copiilor. Nu numai lor, dar și nouă, și noi. Și lacrimi de tristețe, văzându-i, și lacrimi de bucurie, și zâmbete, și totul. Când te îmbrățișează un copil și îți mulțumește prin acest fel, pentru felul în care îl ajuți și ce faci pentru el, ai cea mai mare realizare. Absolut. Dar în afară de aceasta trebuie să țineți cont de un lucru. Da, el este motorul, este tatăl care a ținut în brațe acest punct, l-a crescut la sân, dar fără ajutorul moașelor, dacă pot să-i spun așa, sau să le spun așa oamenilor din jurul acestui copil care în permanență l-au gâdilat, l-au alintat, l-au îmbăcit, nu s-ar fi realizat nimic. El n-ar fi crescut deloc frumos și ai avut ajutoare pe cinste. Dă-ne câteva nume dintre aceia care au depus puțin efort alături de tine, mai mult, mai puțin fiecare, după cât a putut și după cât a fost măsura cu care era disponibil. Ce oameni au fost alături de tine? Sunt mulți. Nu cred că pot să-i spun pe toți, că ne-ar lua prea mult. Și să nu se spere nimeni, pentru că nu pe alții spun primii, pe alții spun după aceea. În primul rând vreau să le amintesc. Există oare un loc întâi aici? Putem vorbi de un clasament, nu cred. Locul întâi sunt eu, însumi. Pentru că dacă nu eram eu, nu făceam nimic. Cu mine, mă refer la mine. De multe ori cădeam și nu mai puteam să mă ridic și tot eu îmi dădeam 2 pumni în cap și reveneam. Iar acolo în culise, sora mea Adriana de la Idaho, e drag, știe foarte bine lucrul ăsta. Evident, Daniel, orice spectacol trebuie mai întâi să fie susținut. Și atunci, iată, acest spectacol are loc cu ajutorul și sprijinul Primăriei Municipiului Mangalia și Direcția de Cultură și Sport Mangalia. Ne aflăm aici alături de sponsori, precum Patiseria Claudia, Pizzeria Grand Cafe din Tuzla, Pensiunea Beatrice și Pensiunea Bran, Cofetăria Violet din Mangalia și Complex Alotus. Mulțumim! Și hai să spunem împreună, să începem? Imediat. Te rog. Nu, vreau să le mulțumesc celor care sunt lângă noi, sponsorilor noștri tradiționali, vreau să le mulțumesc. Vreau să le mulțumesc partenerilor media care au fost alături de noi întotdeauna. Litoral TV, Ediția de Sud, Radio Sky, Adevărul de Constanța, Mangalia TV, Mangalia Online, Marcel Armojanu, fotografii, toți. Dar cei mai importanți și cei mai importanți știți care sunt? Acești cântăreți și acești dansatori și toți care ne-au susținut în spectacolele noastre. Știți de ce? Pentru că totdeauna au venit cu sufletul deschis, au venit cu inima deschisă și chiar dacă aveau alte obligații, au venit și au fost alături de noi. Mulți și pentru asta având alt program, evident. Dragilor, nu, să începem. Nu, uitam ceva. Începem. Nu, pentru că nu e corect. Nu, Solidarity Children nu sunt doar eu, oameni buni. Chiar dacă eu alegi, fac. Dar Solidarity Children este o asociație umanitară cu 3 membri fondatori, nu doar cu unul. Vreau să anunț și colegele mele care, din anumite motive, nu sunt astăzi aici. Mirela Cojocar, trezorierul asociației, și Maiuș Camelia Paula, secretar. Pentru că și ele sunt alături de mine. Le mulțumim pentru sprijin și hai, dăm voie, a treia oară, să începem! Nici n-am vrut să stau atât. Nici nu trebuie. Ba da, era necesar pentru că tu ești tatăl copilului și era normal să fii. Dragilor, să începem! Nu putem începe decât cu tinerețea însăși. Este frumos, este tânăr, este talentat și vine din cumpăna cu melodii frumoase, cu o voce deosebită. Un tânăr foarte, foarte promițător. Florian Enache. Pe unde ai fost, pe unde ai umblat, prin codrii
Dacă ai văzut pe unde ai trecut, urme adânci să pare în sânci, pe creste ienite, în ape oglindite, potrici neumblate să ducă departe. Na 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 na
și ea. L-au îngrijit cu multă milă și rările i-au vindecat. L-au îngrijit cu multă milă și rările i-au vindecat. Stau pe el tot ce-ți dorești, îți dau averi, stau și cinste și oștile împărătești. Îți dau averi, stau și cinste și oștile împărătești. Dar dacă cerul vrea să vie, eu cu drag îl dăruiesc. Dar dacă cerul vrea să vie, eu cu drag îl dăruiesc. Cerul nostru da din coarne, de parcă ar spune nu vrea nu. Vreau să merg la curtea voastră, nu vreau să merg la împărat. Voi m-ați rănit la vânătoare, ei rănile mi-au vindecat. Voi m-ați rănit la vânătoare, ei rănile mi-au vindecat. Suflet bun și iubitor, ca să poți fi iubit de oameni și de podoaba.
Ar fi onorabil, ar fi elegant, ar fi frumos și uman să rămânem aici, aceștia puțin cât suntem, pentru că pe scenă vor urca oameni care au venit de departe, au lăsat altele, pentru a fi astăzi aici și a ura acestui copil, Solidarity Children, la mulți ani, la vârsta de 3 ani. Așadar, să continuăm. Am avut o invitație la un festival în Italia, dar l-am refuzat și l-a refuzat pentru a fi aici. Ea nu cântă, este un alt fel de magie. Ea este magia dansului. Ea vine să se exprime prin dans. Este o frumoasă, este o talentată, este o grație în persoană. Numele ei este o poezie și o melodie. Adelaida. Adelaida Adriana Hoidrag dansează pentru noi astăzi. Acum, iată, vine o doamnă cu o voce superbă. Nu numai că are o voce superbă, dar este o persoană foarte frumoasă. Din punctul meu de vedere, aș putea spune că este un stil în persoană. Este lector universitar la Facultatea de Arte din Constanța. Mai mult de atât, este fashion designer la o casă de modă foarte cunoscută. Licor, tot din Constanța. O așteptăm în Mangalia cu un sediu. Și o așteptăm aici, iată, o invit cu drag să vă cânte și să vă încânte cu frumusețea ei, atât fizică cât și sufletească. Doamna Liliana Cornilă! Aplauze generoase, vă rog! Merită! Priviți-o doar cât este de frumoasă! Mulțumesc, Sara! După o astfel de prezentare călduroasă și după sufletele dumneavoastră care emană căldură, am și uitat de frigul din culise. Am venit să vă cânt și sper să vă și încânt. Poate cântească mâna? Vine dimineața și
Aducem aminte că acolo, peste maluri de Prut, avem frați români care știu că empatizează cu noi, știu că ne iubesc, așa cum și noi de altfel îi iubim pe ei. Tocmai de aceea, din dragoste pentru ei, voi cânta astăzi o melodie din repertoriul Sofiei Rotaru, care, cu siguranță, și pe aceasta o cunoașteți. Dulce melodie,
să nu mă duc lângă una din minunatele femei ale acestei frumoase vorbe, Mangalia. Ești minunată, draga mea, și să-ți dea Dumnezeu sănătate, să vă dea Dumnezeu sănătate tuturor dumneavoastră, minunatelor, Doamne, sunteți extraordinare. Vă mulțumim cu tot sufletul că sunteți alături de Daniel, de noi și de copii care au nevoie de o mângâiere, de o mână întinsă, de un gest frumos. Sunteți niște oameni extraordinari. Întotdeauna aici, la Mangalia, am simțit că inima mea bate cu mai multă putere, cu mai multă dragoste de viață și de oameni. Și vă mulțumesc pentru aceste sentimente pe care le trăiesc. Și acum pentru toate doamnele și nu numai, de Iisus și la Malma aș face acest public minunat. Vă mulțumesc! Dar nouă ce doresc să ne fie de asemenea frumusețe, doamnelor, care n-are marca dintre dumneavoastră pantofii, accesoriile, doamne, trebuie să aflu unde le ține ascunse, musai. Daniel ți-a dat treabă. De făcut multă, nu poți să renunți, tată. Ce să faci? Faci ți-ai luat belea. Dragilor, înainte de a prezenta următoarea doamnă frumoasă care urcă pe scenă, vă atrag atenția că aici se află o cutiuță pe care m-am străduit personal s-o fac prietenoasă și frumoasă. Este o cutiuță pe care scrie: tu ești motivul pentru care un copil zâmbește. Mulțumesc! Este o cutie care așteaptă o mică atenție a dumneavoastră pentru ca un copil într-adevăr să zâmbească. Și cum în lumea asta totul costă,
Un bănuț niciodată nu va fi prea mult sau deprisos și va fi cu siguranță bine investit. Se spune că prima dragoste niciodată nu se uită. În cazul acesta, prima dragoste este muzica. A cântat în copilărie, apoi, iată, a trecut ceva vreme, nu a mai cântat, dar s-a întors la cântec, pentru că a absolvit cursurile școlii populare de artă din Constanța, apoi a fost la cursurile maestrului Cornel Fugaru, regretat, care a avut atâta încredere în talentul ei, încât i-a încredințat două dintre piesele lui. Apoi a fost director al Centrului de Formare în Turism Constanța, iar în prezent conduce o agenție de turism. Mulți ani a făcut, cum vă spuneam, pauză, dar s-a întors și bine ne pare, pentru că vine să cânte pentru noi aici, pentru Solidarity Children, pentru evenimentul lui Daniel, pentru munca acestor oameni care s-au străduit să facă un eveniment frumos. Nicoleta, Rodica, Stoian, o frumoasă priviți-o, o zâmnuță acum venită de pe câmp, căreia îi voi fura coronița, clar. O să se doresc eu cu drag, dacă tot îți place. Bună ziua, doamnelor și domnilor, mă bucur să mă aflu aici printre dumneavoastră. Este prima dată când am ascultat invitația lui Daniel și voi mai veni și altă dată cu mare drag, în special pentru cauze nobile, da? O să vă cânt trei melodii. Prima melodie este o compoziție proprie, se numește Declarație de Dragoste. E o melodie pe care aș vrea să o dedic tuturor celor îndrăgostiți sau măcar celor care au fost odată în viață îndrăgostiți, da? Declarație de Dragoste, special pentru dumneavoastră. Nu știu, nu pot, tu mă poți.
soțul Daniel și soția Cipriu. Mulțumesc frumos! Noi mulțumim, dacă Ileana Cosânzeana și-ar căuta un chip ca să se poată întrupa, apoi ce să zic, cântăcioasa noastră Nicoleta Rodica Stoian ar fi pe măsură. Aplauze, da, desigur. Dragii mei, talentul este dat de Dumnezeu de la început. El trebuie doar descoperit și exersat. Are doar 13 ani. Și este un elev. Un elev la școala Gala Galaction face chitară doar o oră pe săptămână și este îndrumat de doamna Adriana Imre Rusu. Este un copil cu un talent deosebit. Este aici ca să... Să-i spunem la mulți ani pentru că i-a fost ziua lui. La mulți ani, dragul nostru, Remus Colce! Libertatea de
Felicitări mamii pentru un asemenea copil și îți doresc din toată inima să rămâi la fel de frumos. Cu siguranță sensibilitatea o ai de la mami. Frumusețea ți-a dat-o Dumnezeu, darul ți-l-a dat Dumnezeu. Mulțumesc! Să fiți sănătoși și mă uit la mamă și o văd cât de mândră este și cu cât drag îl sorbea din priviri și îl înregistra, cred că la fiecare ocazie faceți treaba aceasta. Felicitări, doamnă, și să vă bucurați împreună unii de alții. Dragilor, să rămânem în această zonă a tinereții și a talentului. O fi ora târzie, cum zice că este titlul cărții, dar nu e târziu deloc să o ascultăm și să o aplaudăm pentru prima ei realizare, o carte scrisă. Este vorba de o altă domnișoară, doar de 15 ani, este elevă la Colegiul Economic din Mangalia. Nimeni alta decât o suavă domnișoară, Anna Maria Romaniuc, pe care o invit să vină alături de noi să ne prezinte ce a scris, de ce a scris, cum a scris. Ne bucurăm că la acest sfârșit luminos de octombrie suntem tot mai buni, tot mai frumoși, tot mai sinceri și uniți în cadrul aniversării acelui mai special eveniment, a celor 3 ani de Solidarity Children. Ne-am adunat astăzi, noi, suflete pline de lumină, să fim aproape de oamenii noștri dragi, de tot ceea ce înseamnă binecuvântare, de ceea ce înseamnă bucuria unor pași de dans, emoția unor voci ce ne aduc speranță, sunete veterane de chitară și sinceritatea unor versuri inedite. Astăzi este despre voi, oameni ce își poartă mereu iubirea sub mantie și mai ales despre cei mai frumoși oameni care au înființat această asociație umanitară. Vă mulțumim cu recunoștință pentru implicare, pentru schimbarea pe care ați făcut-o doar iubind. Vă mulțumim că mai există încă speranță și voi ne-ați demonstrat asta. Aici, la Mangalia, orașul viselor și al fericirii, se întâmplă mereu lucruri frumoase. Îndrăgostită fiind de puritatea poeziei, curioasă de a descoperi lumea în care trăiesc, am adus printre raze de lumină un prim volum de poezie, intitulat O oră târzie, prin care m-am descoperit pe mine, prin care zâmbetul învinge, marea cea sfântă și dragă ne mângâie și alină, dragostea de mamă, dragostea de tată, este nesfârșită, asemenea ploilor ce ne cuprind sufletul, în care mă caut pe mine și vă caut pe voi, oamenii buni și frumoși ai acestei luni târzii și agitate. Iar dacă și voi sunteți în armonie cu întreaga creația cosmică, vă invit călduros să achiziționați un volum care este dedicat de la suflet la suflet, de la inimă la inimă. Să vă bucurați de această zi, de aceste clipe efemere, să lăsați iubirea să treacă prin voi și să nu uităm că noi, împreună, suntem cei mai buni și frumoși, noi respirăm artă și noi suntem artă. În momentele ce urmează, voi recita 2 poeme, după care vă urez călduros să aveți o după-amiază plină de zâmbete și iubire. Toamna mea cerească, toamnă cerească, ești toamna mea de azi, pictezi copacii goi, din mii de stele cazi, un ultim strigă de dor arunci în taină, iar florea rămâi plutesc în gând, pe haină, toamnă ce picuri peste salcâmi aurii, ieri plecai râzând, azi, de ce nu-mi vii? Ne plouă cu buchete de frunze rătăcite, strigătele tale sunt de ploi ferite, ai chip poetic și în suflet un război, zeiță ce ne ești, tu, toamnă de-apoi, cu rochia în flăcări pășești încetişor, prin lacrimi reci de ploaie rămâi tot veșnic dor. Las, las plete să-mi zboare prin dansul nebun al vântului, iar ochii îi ascund de soare, las ploaia să-mi cuprindă adâncul sufletului să simtă cât lipsa ta mă doare, las vântul să-mi scuture gânduri profunde, lumina să mângâie chipul, las clipe să străbată mii de secunde, să simt cum trece timpul. Este următoarea. Nu-mi permit decât să o citesc, pentru că nu pot să spun de la mine niciun cuvințel în plus sau în minus. Pentru a dansa,
ca și în dragoste, trebuie să-ți deschizi sufletul. Iar ea și-l deschide. Dar când deschide brațele, devine un fluture care presară minune și mister. Oare cine să fie? Oare a mai fost pe aici? O, da, a fost acea frumusețe cu nume de melodie, Adelaida Adriana. Pentru că doamna care urmează este absolut electrizantă și îmi veți da dreptate. Cu siguranță o știți deja, a mai fost prezentă în spectacolele noastre. Pot să spun așa că este o floare din Moldova, dar noi suntem norocoșii care se bucură de prezența, de existența, de frumusețea, de încântarea, de vocea, de talentul ei întreg. Este născută în Moldova, dar a venit aici, pe meleagurile noastre. A absolvit Școala Populară de Arte, iar pe lângă cântec a făcut parte din ansamblu de dansuri populare moldovenești, Struguraș din Călăraș de Moldova. Dar a făcut și teatru. Astăzi este la Teatrul Fantaziu sau actualul Teatrul de Stat din Constanța, iar acum, cei cu ea, pe ce să fie? E aici cu noi. Cântă pentru dumneavoastră, nimeni alta decât frumoasa Rodica Rodion. Aplauze! Iată, prezentă. Bună seara, mă bucur din nou să fiu cu dumneavoastră. Și am uitat să spun că am absolvit și pedagogia muzicală la Universitatea Ovidius. Sunt și profesor, între timp, de canto, de pian. De teorie. De fiecare dată am cântat și alte melodii, nu ale mele. Și a început să mă certe lumea. Tu ai în sertar atâtea melodii frumoase, compuse de tine, când erai cândva îndrăgostită tare, cu
foc așa. Că, știți, dragostea mai trece. Devine un fel de rutină, un fel de obișnuință cu persoana de alături. Dar atunci când ești îndrăgostit, îți vin în minte multe frumoase. Și mie mi-a venit să compun un CD de vreo 12 piese. Astăzi vă spun doar 3, pentru că plouă afară. O să încep cu o melodie, plouă iar. Să fiu alături de mare, să trăiesc lângă o mare. Marea Neagră. Că de mică, prima dată la Marea Neagră am fost dusă la Odessa. Și după care am ajuns la Constanța cu ajutorul lui Dumnezeu. Așa că toate melodiile mele sunt legate de un far, de un țărm, de mare. De voi, oameni dragi, frumoși. Melodia următoare este Hai cu mine, hai cu un țărm. Și să stăm lângă un far. Ne privim
cum eu pe scenă nu pot să fiu o liniștită, o să vă cânt și o melodie mai zbuciumată, mai ritmată, care se numesc Ochii. Când a venit prima dată, doamne aceea, Ochii ce ochi să cânt. Azi, haide să cânt și să fac și una cu ochii. Versurile respective, care m-au efectiv m-au dovorât frumos. Da, neapărat să cumpăr o carte de la ea. Da. Vă mulțumesc foarte mult, oameni buni, și mă bucur că sunt alături de noastră și dumneavoastră sunteți alături de acești copii minunați care au nevoie de noi. Nu, mă rog doar atât. Să ne dea Dumnezeu multă sănătate, bucurie, fericire și binecuvântare de la Dumnezeu. Doamne ajută în toate. Amin. Așa se vede. V-am spus eu că este electrizantă, v-am spus. Sigur, mă credeți acum, nu-i așa? Ei, dragă Daniel, eu zic să te pui pe muncă, ai treabă, zic. Continuăm acest tur al vocilor, al muzicii, al bucuriei și chem lângă mine pe Claudia Andas. N-are nevoie de prezentare, spun doar atât, să fie, citând pe cineva, voce! Pentru că a fost o modestă și nu mi-a spus prea multe despre ea, dar iată cât de frumoasă este Claudia. Era un mister. Bună ziua! Daniel, îți mulțumesc că m-ai băgat și pe mine în seamă în sfârșit. Și vreau să vă spun așa, Solidarity Children nu este numai pentru ajutorarea copiilor cei neajutorați, este și pentru încurajarea artei, da? Copiii noștri acum în Mangalia parcă nu mai au unde să meargă la o, eu știu, la o casă de cultură, să învețe și să cânte, să danseze, să... Adică mai așa, mai în grupuri mai mari, știți cum era pe vremuri, dacă mai țineți minte, erau Casa Tineretului, era Casa de Cultură, era Casa Armatei, da? Aveam mai multe locuri unde puteam să ne ducem copiii sau să ne ducem noi înșine, pentru că noi chiar aveam unde să mergem atunci. Aveam și cerc de pictură și, nu știu,
Casa Artelor Plastice, dacă mi-am bine aminte, acum nu prea mai avem lucrurile acestea și poate că prin chestia asta am putea să încurajăm, să reînviem lucrurile acestea, pentru că e foarte important ca ai noștri copii să fie încurajați în artă. Eu sunt Claudia, eu m-am născut aici în Mangalia, mă numeam Mereuță, numele de fată, poate unii dintre noastre, poate și mai aduc aminte de părinții mei, care din păcate nu mai sunt. Deci trăiesc în Mangalia de foarte mult timp, o iubesc, dar îmi pare rău că nu mai este ce era înainte. Și ni s-a spus, doamne, nu se mai organizează nimic în Mangalia. Da, nu se mai organizează, dar nici lumea nu mai vine. Noi, eu zic așa, că este un cerc vicios și ar trebui să-l destrămăm. Să facem, chiar dacă veniți puțin, nu mai mic la început, cu o floare se poate face primăvară, există speranța aceea, așa, și dacă facem din ce în ce mai mult, lumea va veni, se va duce buhul și așa zic eu că așa ar trebui să se înceapă undeva, că altfel nu se poate, dacă nu facem nimic și nu vrem să facem. Deci, încurajăm copiii să facă artă, pentru că le aduce demnitate, frumusețe în viață și ați văzut, am avut și folk, și muzică românească, am avut și poezie, și dans, adică poezie făcută prin dans. Ce altceva mai putem aduce? Puteți veni și dumneavoastră cu sugestii. Eu știu, Daniel e aici cu noi, suntem și noi și ne cunoașteți. Deci vă mulțumesc. Eu am fost la Vocea României, atât pot să vă spun. Și da, m-a ajutat un pic, a fost frumos, dar acum să fac și eu ce știu mai bine. Haideți să vă cânt și eu ceva. Să începem. Veți ști cu privirea iubirea știi să-mi dai. Când primă gândat sori nou, când ai în ziua rai, ia să mi-aduci dorul. Să nu aleg și îmi las pui mângâierea și altul suflet tot ce-mi cred e scris în stare că
Ar trebui să o reînviem, pentru că este o piesă superbă. Toată lumea știe, tot pământul o cunoaște așa, în limba engleză, dar noi români, în particular, o știm în limba noastră, cea dulce, da? Și acum vreau să vă dau ceva, cu care am început la vocea României. Dar bine, trebuie să facem și asta, nu? La mama, da? Come to me, wide and wide. Hey, you come to me. Give me everything I need. When the light shines, a promise is in a world of dreams. Speak a language of love like you know. Just as long as I'm here in your arms, I could be.
change. I knew it must have been about 17. He was young and strong, playing our favorite song, and next spring moving on, he was with me, yeah, me. And next spring moving on, he was with me, yeah, me. I said, so put another dial in a jukebox, baby. So come take your time and take a sweet baby. Cause it's all the same. So can I take you home? Well, we can meet in love. And next spring moving on, it was with me, yeah, me. And next spring moving on, it was with me, yeah, me. Sing. So put another dime in a jukebox for you. Singing that same old song, yeah, with me, sing it. So put another dime in a jukebox, baby. So can I take your time and dance with me? So put another dime in a jukebox, baby. Even
Câți ani sunteți? A venit momentul mărturisirilor. O, Doamne! Vreau să-mi cer iertare în fața ta că nu am știut să te chem la cele 7 spectacole până acum. Că am pierdut 3 ani de zile fără să invităm această voce superbă a Mangaliei. Și nu e singura. În sală mai avem încă o voce. O să o vedeți imediat. Mangalia e plină de talente, de la mic la mare. În toate domeniile de cultură, de artă, Mangalia are valori. Mangalia are valori. Și vom avea în continuare. Iar eu cu Claudia am pus bazele unui proiect. Sperăm să-l ducem la bun sfârșit, la anul Solidarity Children, împreună cu Claudia și cu ceilalți care vor să implice. Aș vrea să dăm drumul a 2 festivaluri, unul de muzică și unul de dans. Pentru copii. Și de ce nu? Vă băgați? Pentru că să ridicăm pe copii. Să ridicăm pentru că să descoperim valoarea din tot ce avem aici, pentru că Mangalia este o resursă foarte mare de artă. Nu, dumneavoastră nu știți. Dar noi când ne ducem mangalioții prin țară, și chiar la Vocea României eram câțiva mangalioți, eram puțin. Și mai la mai multe chestii. Adică vă spun sincer, când aud de Mangalia, bă, dar ce e la voi acolo la Mangalia, frate? Aerul de mare, face plămânii foarte buni. Dar bineînțeles și încă o dată aplauze pentru această voce superbă. Și vreți să vă spun ceva? Acești oameni din Mangalia nu au, mulți dintre ei, majoritatea, nu aveți școală de muzică, nu aveți cantă, nu aveți nimic. Ei sunt... Nu, ăsta e talentul vostru, așa v-ați născut. Mulțumesc frumos, Claudia. Și... Cu cea mai mare plăcere. Clar nu avem încă. Clar, nu. Cu aplauze, mulțumim. Nu vreți să știți ce a fost în culise. Avem o dansatoare care, dacă n-a făcut o coreografie, n-a avut curajul să vină în fața dumneavoastră. M-am tot rugat de ea să vină să danseze Adelaida, dar a zis să nu o așeze în umbră, să nu așeze în umbră această minunată voce, Claudia. Rămânem în sfera aceasta a rock-ului și iată, Mangalia din nou este la înălțime, Mangalia din nou are valori, Mangalia, o minunată stea de mare. Iată, în septembrie de obicei se adună bobocii. În cazul acesta, în septembrie, s-au reunit o trupă care cândva a fost, apoi s-a destrămat, dar i-a unit talentul, i-a unit pasiunea și iată, vin să ne bucure sufletul New Freedom. Să vă spun componența acestei trupe care începe să intre, iată, pe scenă. Păi avem așa, Francis Tulum, chitară solo. Aplauze! Sergiu Axente, clape! Victor Tulum, chitară bas! Gabi Cojo, percuție! Ionuț Zăvăleanu, voce! Ana Maria Telefca, ok, îmi cer scuze, voce! Și Viorel Oleniuc, chitară ritmă! Să-i aplaudăm! New Freedom! Bună seara! Ai grea tu! Fug toți din sală! Daniel Filon, îți mulțumim tare mult pentru invitație. Este o onoare pentru noi să fim alături de voi, de Asociația Solidarity Children. De 3 ori mă chinuie să vă aduc aici. Iată, s-a împlinit. Ne dorim să fim alături de voi, de Solidarity Children, de acum încolo. Noi vă mulțumim tare mult că ați rămas aproape de final. Sperăm să vă încântăm cu melodiile noastre și totodată să susținem în continuare această minunată asociație Solidarity Children, care nu face decât minuni pentru copii și pentru sufletele părinților acestor copii care au nevoie. There is a house in New Orleans. They
Thank you.
Oh,
la pierdo, la pierdo. Ups! Ce-ai făcut, Luiță? Ne mai spotați? Hai, da, și gata.
Lasă gata că te-a auzit toată lumea că nu ai auzit. Succes. Cât mai multă sârguință, cât mai multă dăruință, cât mai multă, nu știu, mai zici și tu cu una. Hai să te completez și eu. Vă căutam de trei ori, de trei ani vă căutam. Primul meu spectacol umanitar a avut în componență, ca și artiști, ca și formații, și New Freedom vechi. Domnul doctor Oleniuc știe, la MHT a fost superb, cu voi am început, să zic așa, la nivel și peste 10 ani, tot cu voi. Tot cu noi. Și vreau să vă mulțumesc, pentru că n-am dat de voi, v-am căutat mult, sincer, vreo 2 ani de zile tot încercam să dau de voi și acum a fost momentul potrivit. Vreau să vă spun ceva, dimineață eram foarte dezamăgit. De
Mai ales când a văzut că plouă. Eram foarte dezamăgit. Sincer, mie unul nu mai venea să vină la spectacolul organizat de mine. Eram tare, mâhnit, tare supărat. M-a făcut să plâng Claudia când a cântat, iar voi m-ați bucurat sufletul. Vreau să le mulțumesc tuturor celor din sală care v-ați răpit 2 ore, 3 ore din timpul dumneavoastră să veniți să fiți prezenți la acest frumos spectacol. Vă mulțumesc tare mult, tare mult și celor de pe Facebook și tuturor celor care ne susțin. Iar voi sunteți minunați și vă iubim. Mulțumim, Daniel. La mulți ani, solidarii biceniului. Ana Maria Telefka. Ha! Iorel Oleniuc. Francis Tulum. Sergiu Axente. Victor Tulum. Am zis, scuze. Gabi Cojo și Ionuț Zăvăleanu. Ei sunt New Freedom. Le dorim să fie liberi, dar niciodată eliberați de această frumoasă formație. Vă mulțumim! Și sunteți o încântare. Aplauze, vă rog. New Freedom, Ian Mangaliei. Suntem mândri de voi și vă mulțumim. Să vă zic o chestiuță. A fost o cursă, o cursă de talent, o bucurie, suntem puțini. Vă mulțumesc celor care ați rămas alături de noi pentru a ura la mulți ani acestui mic copil, dar mare în același timp datorită dumneavoastră. Solidarity Children. Vă reamintesc că aici se află o cutiuță pentru donații, copiii au nevoie. Vă reamintesc de asemenea că în foaier găsiți o carte frumoasă a unui suflet tânăr care merită să fie ajutat pentru a avea aripi mai departe, Ana Maria Romaniuc. Iar acum trebuie să-i cânt. Și că a vrut să vadă dacă eu cânt. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să-l trăiască, cine să-l trăiască, la mulți ani. Solidarii cintre și la el să-l trăiască. În picioare toată dumneavoastră, vă rog, toată lumea în picioare, aplaudăm frumușel și spunem Solidarity Children să trăiască! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, da, mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, da, Spaniol este numele meu și am fost ca o cârmă, ca un vânt din pume, ghidonând acest suflet mare. Mulțumesc frumos! Oricând alături. Crezi că știi ce m-a motivat cel mai mult și cel mai mult? Acel moment? Știi ce mi-a făcut acum 2 ani, 3 ani, când a fost acum 3 ani? Eram eu la început, încerca să mă îndrume. La unul din... Nu era spectacolul meu, eram invitat la acel spectacol, da? Eram undeva acolo, în stânga noastră. M-a rugat să-i filmez cu telefonul recitalul. În timp ce-l filmam, a început să vorbească despre voluntari, despre voluntariat. La un moment dat m-am dat seama că e despre mine, m-a chemat pe scenă, pur și simplu am plâns și mi-a dus telefonul din mână și am primit prima și singura mea diplomă de până acum ca voluntar al Mangaliei, ceea ce m-a motivat la început. Și de asta, unul din motivele ăsta a fost să demonstrez că pot. Mulțumesc frumos, oameni frumoși, toți sunteți. Concurență cu Lia, ce ai? Pe Ana Maria, i-am cunoscut vocea lui Maria acum o lună de zile, parcă la MHT, acolo unde noi ne strângem și mai facem un pic de karaoke, adică fac ei, eu nu fac, că ar pleca toți. O voce minunată, extraordinară, când mi-a zis că nu are o școală de muzică, nu are canto, nu are nimic, am turbat, am zis, bă, nu se poate așa ceva. Să urmăriți! Marius, tu nu ești aici, nu auzi nimic.
Da, Marius? Adică cum? Da, trebuie să recunosc. Am fost pentru 3 luni, cred. Aia, 3 luni nu contează. La Marius Chircu să-mi dea niște note, da. Da? Da. Păi dacă stai 3 luni la Marius Chircu, deja e un an de zile. La el trebuie să se facă un an. 3 ani? 3 ani. Bun, noi vă urăm o seară minunată în continuare și la mulți ani Solidarity Children încă o dată. Vă așteptăm și altă dată să fiți alături de noi. Vă mulțumim pentru tot, pentru în primul rând de acest gest frumos. Ați rămas cu noi până la final. Aplauzele acum le meritați dumneavoastră. La mulți ani, Solidarity Children!